În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 5 minute vă țin, nu mai mult. O să începem de anul acesta, cum v-am spus, să abordăm niște teme care sunt de interes și pe care în sfârșit le cunoaștem mai puțin, teme cristologice, teme mariologice, teme legate de întrupare, de înviere. De exemplu, o temă foarte interesantă ar fi istoricitatea lui Hristos. Da? Adică despre Dumnezeu, nu, despre omul Iisus din Nazaret. Un nume, Iisus din Nazaret. Deocamdată despre omul Iisus din Nazaret. Da? Toată civilizația omenirii se susține pe un nume. Omul Iisus din Nazaret. Dacă acest om n-a existat, toată civilizația asta rămâne suspendată pe o minciună. Pe nimic. Da? Deci despre istoricitatea lui Iisus Hristos ca om și, bineînțeles, dacă reușim să trecem peste asta, putem să mergem mai departe să vorbim despre dumnezeirea lui Iisus Hristos. Cum vorbește, de exemplu, Levi, Sfântul Evanghelist Matei, toată strădania lui și toată viața lui a fost închinată acestui demers, acestui crez, acestei mărturisiri de a încredința oamenii despre dumnezeirea lui Iisus Hristos. Ce înseamnă dumnezeirea lui Hristos? Când vorbim de dumnezeire, vorbim de fire. Da? Deci de firea dumnezeiască a lui Hristos. Cum că Dumnezeu, că Iisus Hristos este și Dumnezeu. Asta e doar o temă. Dar vreau să vă spun că cineva m-a întrebat astăzi, mi-a pus o întrebare foarte interesantă. Un fiu duhovnicesc al bisericii noastre. A zis, părinte, de ce sunt păcate mari sau mici? Sau cum sunt păcate mari sau mici? Și eu i-am spus că nu sunt păcate mari sau mici. Nu există păcate mari sau mici. Și bineînțeles că cuvântul ar fi smintitor. După raționamentul omului, păcatele sunt mari și mici. Păcate strigătoare la cer, păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate obișnuite, păcate de moarte. Deci omul a găsit criterii pentru păcat, ca și cum unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Și, într-adevăr, după judecata omenească și după cum ar judeca omul pe om, păcatele sunt mici și mari și mijlocii. După cum ar judeca omul pe om, dar după cum judecă Dumnezeu pe om, nu există păcate mari sau mici. În raport de ce? De iubirea lui Dumnezeu pentru om. Adică, ce păcat nu poate să-l ierte Dumnezeu? Și am spune cât de mare ar fi păcatul sau cât de multe păcate. Poftim Iuda. Suntem încredințați cu prețul vieții noastre că Dumnezeu l-ar fi iertat, că Hristos l-ar fi iertat pe Iuda dacă aștepta 3 zile. Așa este? Cine crede că l-ar fi, dacă ar fi venit Iuda prăbușindu-se de plâns, cum a făcut Petru, și ar fi zis, iartă-mă, am greșit, am vândut sânge nevinovat, te-am vândut cu o sărutare. Credem că i-a spus Hristos, hai tu mai la stânga, mai la capre, mai la iad, nici vorbă. Și atunci, în raport de iubirea lui Dumnezeu, nu există păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Dar în același timp, în raport de iubirea lui Dumnezeu, nu există păcat mic. Și aici am făcut o analogie, presupunând că
ați fost într-o, la o petrecere, la o masă sau într-un loc public cu iubitul sau cu iubita, îndrăgostiți până peste fire, atât de îndrăgostiți încât să vă dați viața pentru celălalt. Și tu vorbești și îi spui, manifesti dragostea ta și el sau ea, după caz, se uită pe, la alte mese să vadă o tânără frumoasă sau un tânăr frumos. Și am zice, dacă i-ai atrage atenția și ai spune, măi, dar unde te uiți? Vorbesc cu tine. A zis, dar ce păcat am făcut? De aceea și spune Dumnezeu, cel ce a căutat spre femeie străină, a privit spre femeie străină, spre a o dori pe ea, a și păcătuit. Ai putea spune că dacă nici nu vezi, nu-ți dai seama, e un pic mai perfid și simulează că caută pe cineva în mulțimea aceea, nici nu ți-ai dat seama, dar de fapt în fața lui Dumnezeu e păcat mic sau mare? În fața lui Dumnezeu este păcat pentru că rănește iubirea. Așa este și cu păcatele pe care le facem în raport de iubirea lui Dumnezeu. Cele mai mici păcate rănesc această iubire. Dar când? Când îți dai seama că păcatul mic nu e cel mai mic? Când te-ai subțiat. Și aici vă dau un exemplu. Se mai întâmplă la spovedanie să vină câte o femeie să întreb câte avorturi ai făcut. A, păi părinte, ce întrebare e asta? Că eu m-am spovedit la părintele Arsenie. Nici nu mai știu. 3 sau 5 sau... Vă dați seama ce îngroșare a sufletului, ce piatră. Ca și cum ți-ai scos niște măsele. Să socotești că aceasta este ceva așa. Și dacă te-ai spovedit și ai făcut un pic de canon, gata. Deci asta este grosolănia duhovnicească. Acum să vedem subțirimea duhovnicească. Aceeași femeie cu 3, 5 sau 10, după ce face pocăință, primește mila de la Dumnezeu și este încredințată de Duhul Sfânt că s-a iertat păcatele și vine cineva și cere să o ajute că uite, sunt într-o situație și să mă ajuți cumva să lepăt pruncul și asta zice, cu prețul vieții mele, nici măcar gândul nu pot accepta, nu mă pot învoi măcar cu gândul. Ați văzut ce subțirime, ce subțietate duhovnicească, aceeași persoană. Și să nu credeți că sunt puține, mai cu seamă femeile, bărbații 1 la 1000. Dar la femei, cele care fac pocăință, ajung de la grosolănia aceea duhovnicească la cea. Ce? Păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu. Nici cu gândul nu acceptă. Nici măcar nu putem pune în discuție. Adevărat? Adevărat. Și acum un alt exemplu ar fi acela presupunând că în bisericuța aceasta se află un om despre care știi că și-ar da viața pentru tine. Și știi că ar face lucrul acesta. Ei bine, cum te-ai purta față de el? E, așa este că există o persoană care și-a dat viața pentru tine și pentru mine, din dragoste. Și atunci, când știi lucrul acesta, că este cineva care s-a urcat pe cruce, un om cu totul și cu totul nevinovat, în fața ochilor preasfintei sale maici, cu toate bagiocurile și cu toate lucrurile pe care le cunoaștem, aici nu e o expunere patetică. Dacă n-ai ști că există un astfel de om și și-a dat viața pentru tine, oare care este păcat mare sau mic față de el? De aceea bine zicea părintele Arsenie că nu e mic păcatul cel mai mic. Poate să fie mic dacă tu ești îngroșat, dacă tu ești mare și gros după mintea ta, dar față de iubirea lui Dumnezeu e uriaș. Ce mare păcat a făcut Eva. Deci cam așa. Și bineînțeles că pe măsură ce ne subțiem duhovnicește,
Și v-am dat exemplul acesta și îl voi da până la sfârșitul vieții spre pomenirea acelei femei care a schimbat ceva în inima mea, care se gândea că i-a stat Dumnezeu împotrivă ca una care dorea să facă o vizită surorii sale de la Constanța la Tulcea, fiindcă a păcătuit poftind o roșie din grădină. Ce subțirime duhovnicească! Deci a poftit o roșie din grădină. Deci, cu alte cuvinte, ținea post negru și dacă e vorba de roșii din grădină, se presupune că e postul Sfinților Apostol Petru și Pavel sau care postul adormirii Maicii Domnului. Deci cu câtă acrivie, cu câtă dragoste ținea postul pe care noi de obicei, să zicem așa, îl țineam cum? Mai la o plajă, mai la o piscină, mai... Ei, a poftit la o roșie din grădină, s-a gândit că a rănit iubirea lui Dumnezeu astfel încât nu i-a fost prielnică, n-a fost binecuvântarea asupra plecării ei la o rudă. Și atunci, păcate mari și păcate mici. Da, asta nu ne face decât, pe de-o parte, să ne subțiem în sensul de a fi mai responsabili cu viața noastră în raport de ceilalți și de Dumnezeu, pe de-o parte, și pe de altă parte să ne și cântărim cam unde suntem duhovnicește prin păcatele pe care le mărturisim la spovedanie. Și pe de altă parte, și cel mai important lucru, cât de minunat e Dumnezeul nostru, care după ce ne-a văzut cum ne-am bălăcit în toate lăturile, spune, hai vino încoace, cade pe grumazul tău și te ia în brațe și te sărută și zice, nu, nu-l judecați după judecata voastră, că voi ziceți că a făcut păcate mari, dar la mine nu există păcate mari, există doar iubire mare. Și în iubirea asta mare a lui Dumnezeu se topesc cele mai mari păcate ale noastre. Bineînțeles, cu acest minunat cuvânt al Părintelui Arsenie, care devine o rugăciune din ce în ce mai stăruitoare așa în mintea noastră, Iisuse, 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 iartă-mă! Dumnezeu să vă binecuvinteze!